strict de politic, ci ține strict de administrația locală. Văd pe drumurile Sucevei, în intersecții importante, acolo unde mașinile stau mai mult la semafor, din ce în ce mai mulți oameni ai străzii, fie copii, fie oameni care au un handicap, o problemă, care cerșesc. Și fac un anunț pe această cale către toți factorii decizionali în acest sens. Mă refer aici la poliția locală, poliția din Suceava, la domnul primar Ioan Lungu, să ia măsuri pentru ca această imagine care nu ne face cinste să nu treneze la nesfârșit în municipiul Suceava. Mai mult ca niciodată, ca niciun an, au apărut oameni care cerșesc și care nu sunt din Suceava. Oameni care fie au fost aduși, fie au pe cineva în spate care îi învață, îi așează în diferite locuri. Și cred că ar trebui să intervină rapid și urgent în acest sens, pentru că ține de strict de administrația județului și nu costă bani. Deci este doar chestiune de bunăvoință. Și rog pe această cale pe compatrioții noștri care conduc administrativ municipiul Suceava să intervină. Să-i strângă ce se va. Conform legislației în vigoare. Adică. Deci nu ai voie să cerșești. Conform legislației, poliția să-i... Poliția, jandarmerie. N-ai voie. Avem jandarmerie, avem poliție, să aplice legea. Dar ei nu știu să facă treaba asta, trebuie îndemnați. Păi iată că până la momentul ăsta nu s-a întâmplat nimic și n-am văzut nicio acțiune în forța acestor instituții.